Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că România are fel și fel de zone frumoase, pline de peisaje, de poveste. Astăzi îți vom prezenta un loc din țara noastră unde ți se împlinesc toate dorințele. Este o zonă sacră și ar trebui să o vizitezi și tu măcar odată. Tu ai idee despre ce loc din România este vorba? În România există un loc sacru și special. Această zonă din țara noastră are un loc unde ți se îndeplinesc toate dorințele. Tu ai fost aici până acum. Dacă nu, atunci este șansa ta să-l vizitezi cât de curând. Locul din România despre care se spune că ți îndeplinește toate dorințele este Templul Ursitelor. Această zonă sacră din țara noastră se află în Șinca Veche, la o distanță de 45 de km de Brașov și 22 de km de Făgăraș. Legenda veche despre acest loc sfânt spune că doar cei care au inima curată, trebuie să ajung aici. Dacă nu ai o inimă bună și curată, atunci dorințele pe care ți le pui aici nu ți se vor îndeplini niciodată. Templul Ursitelor este alcătuit din două camere, ambele fiind realizate în formă de spirală care sunt separate de un perete gros. Între cele două camere se află o deschizătură sub formă de ochi, care permite comunicare pe de-o parte și alta a templului. Unele persoane care ajung în acest loc susțin că există un adevărat portal între lumea de aici și lumea de dincolo, în urmă cu foarte de mulți ani, prin acest portal, sacerdoții care slujeau comunicau cu diferite entități. Legendele vechi spun că templul ursitelor este un loc fermecat, unde cel care ajunge aici se va umple de o energie miraculoasă. De altfel, acest loc te va vindeca de boli, însă nu oricum. Tot ce trebuie să faci pentru a scăpa de boală este să aprinzi o candelă pe care să o pui în templu și să bei apă din izvorul aflat în afara templului. În acest loc, lumânările nu se sting niciodată, deoarece turnul bisericii, înalt de 10 metri, face legătura cu un tunel subpământean, iar prin acest tunel sfânt se scurge valul de energie magică. Relatează Pungro.